v-am regăsit astăzi voi găti trei feluri de mâncare. Carne de vită, costițe de la Marina nostru, da? Bineînțeles, cu ce o să le gătesc la sfârșit, uitați aici cu Mihaiaș să numesc, gălbiori. Gălbiorii ăștia mi-au adus la Secaș, la noi. S-au făcut, vaie de mine, frumusețe, dar nu vă uitați, uitați-vă cât sunt de micuț și cât sunt de faină, da? Bine, să fie și în magazin, 11 lei kilogram au fost anul trecut, sau tăvița, dar și la piață, dar uite aici cât sunt de faină. Orânduielele Domnului sunt fără prihană și veselesc inima, poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai presus decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul de faguri. Robul tău primește și el învățăturile de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Minunat Dumnezeu avem în tot ce face El pentru noi. El știe de noi și ne cunoaște. Și dacă sufletul tău este bun și dacă se apleacă spre cel care are probleme și are nevoie, Dumnezeu ține cont de fiecare lucru pe care îl facem. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu se vede prin bunătatea noastră. Dacă noi avem pe Dumnezeu, bunătatea noastră ajunge să dea și la altul care nu are. Și prin asta vor cunoaște oamenii că tu ești un om al lui Dumnezeu, că ești un că există un Dumnezeu care este plin de milă. Că o să spui, pe da, dar Dumnezeu este în ceruri. Tu care cunoști pe Dumnezeu, tu care o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu care se vede în tine, ajunge să vadă și ăla de lângă tine cât de mare este bunătatea lui Dumnezeu. Să știi că bunătatea lui Dumnezeu nu se vede decât prin noi. Chiar ieri stăteam așa și mă gândeam, Doamne, atât de frumos Dumnezeu, că dacă noi îl simțim pe Dumnezeu în viața noastră, noi trebuie să fim niște oameni veseli. Vesel, vesel, fericiți! Omul sfințește locul Dumnezeu ne-a lăsat pe planeta asta, pământ, a noastră. Ne-a pus totul sub picioare și ne-a pus totul supus nouă. Dar pentru asta, dacă ești un om vesel, mă, toți în jurul tău sunt vesel. Dacă un oraș e fericit și se simte bine, toți sunt fericiți. Dacă o țară este ok, toată țara e frumoasă. Și acum uitați ce am să fac. Hai că am să fac ceva foarte faină și rapid. Am o ciorbă de, nu se poate să nu fac o ciorbă de salată într-o primăvară. Nu se poate. Cameramenul meu să uită în spate să vadă și vreau să vă anunț că într-o lună de zile va ieși cartea. Am și coperta făcută. O să vă pun, dar arată superb. I-am dat-o la cameramenul. Na, păi el e omul care împarte cu mine și căldura și frigul și toate. Na, și acum am să fac, o să fie frumoasă cartea, pentru că e în bucătărie cu Dumnezeu, vă spun titlul. În bucătărie cu Dumnezeu, șef Marcela. El este în bucătărie cu mine, el a fost din prima zi când am venit aici. Și a lui este tot ce se întâmplă aici și toată emisiunea mea și tot succesul meu este datorită lui Dumnezeu, nu datorită mie. Ok. Și atunci, aici am o salată, aici am niște bacon, ăsta e baconul, dar bacon se numește, de la Lidia le iau, e 6 lei și ceva, dar într-adevăr ăsta e superb, vezi-l? Na, e faină. Și atunci am și o mână de carne de vită aici, pe care vreau să o pun și pe asta și după aia tai salată, că am salata de la noi din seră, de la țară. E o salată bio și acum dacă nici bio nu mai mâncăm și nu mai facem, atunci e grav. Dar o să dau asta la o parte, uite aici și carnea, hai că pun carnea prima dată că se face cel mai greu. Aici la carne am cupta, pentru că trebuie să o pun în cuptă, pentru că altfel nu se face. Și atunci aici ce am pus la el? Că l-am lăsat la măcerat sau la ăsta de ieri până astăzi. Și am pus o lingură paprika, două linguri de ulei, am pus sare, piper, nucșoară, piper mozaic și paprika fumată, v-am zis, și sare și piper. Și bineînțeles că o să pun și un rosmarin jos ca să fie gustul foarte, foarte faină. Le pune la cocte, le pun peste și când e gata, ciupercuțele alea, îți dai seama, natural. Astăzi mă natural mâncam. Iar costițele astea care le-am cumpărat sunt extraordinare, sunt de la Marin.
a nostru, uite aici cum arată, e extraordinar. Vițel, camarin și ăsta și uite aici și salamul am dus, că am vrut să-l pun pe niște, cu niște salată specială, care am să fac astăzi cu, cu burata. Am cumpărat un frigider, trebuie să o fac pentru că burata nu ține până la data de expirare, pentru că dacă nu o faci, atunci am observat, am lăsat un frigider și s-a stricat. Și păcat că e 12 lei, chiar 12 lei n-arunci. Și bineînțeles că aici le-am condimentat, le-am lăsat de ieri până astăzi și foi de dafe. Mi s-a părut că e cel mai bine ca să le lași de azi până mâine. Acum nu știu cât e de sărat, dar nu contează că la sfârșit sare se mai poate adăuga. Și aici o lăsăm un picuț să încingă, da? Cred că și îi. Și o să văd dacă pun asta cum îi. Auză? Faină. Și o să iau să pun și după aia fac un cake. Un cake de ce îl fac? Cake-ul ăsta îl fac. Care mi l-a dat Lili, vară mea de la Pleșcuța. Vă l-am făcut cu brânză, dar... astăzi vreau să-l fac cu căpșuni. Așa niște căpșuni frumoase am luat ieri și am zis, mă, e imposibil primăvară să nu faci cake-ul. Și îmi place aluatul de la cake-ul. Asta e foarte simplu. O să vi-l scriu, o să vi-l pun și ăsta și să vă... 10, 10, 10, 10, mii cu 10 tot. Poate că l-aveți, dacă l-aveți foarte bine. Auză-l. Ia, uite aici. Ia ce costiță. Wow, beautiful. Ai, ce-mi place costițele de vită. O să pun un picuț să aibă sos, da, uite aici, ăsta îl punem chiar la fund, rozmarinul, uite aici, minunăția, da, și o linguriță de zahăr brun am pus eu, să știți, da? Da, am vrut să-l fac un picuț mai diferit, bineînțeles că aici am niște usturoi, usturoi nou, care merită să-l pun aici, la el, pentru că o să vină și minunățiile astea făcute separat, uite aici. Și vin cu apa lângă și o punem în cuctă. La cuctă eu o pun 40 de minute. După 40 de minute carnea de vițel este gata. Și e super, 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 super faină. Da? Și... o lăsăm un picuț să facă pe o parte și pe alta. Băi, unde te-am lăsat? Și dau, pun plăcinta și după aia mă ocup. Că ciorba de salată e cea mai ușor de făcut. Uai, ce faină ești! Mami, mami! Uau! O las aici să stea un minut, să se facă pe o parte și pe alta, să pun și niște sare la ea. Că am pus un picuț, dar foarte puțin, că n-am știut exact cât trebuie. Și bineînțeles că cangenul ăsta oară a meu, care este extraordinară, doamna care mă susține și care extra minuni face Dumnezeu și cu cangenul oară și cu tot, deși foarte multă lume zice, vai, nu știu dacă merită. Ei, uite că se merită, pentru că sunt oameni care dau pe sănătate mai mult decât orice și mi se pare normal. Dacă nu ești sănătos, chiar nici nu-ți folosește la nimica. Cameramenule, te rog frumos să-mi fotografiez, să-mi filmez trandafirii ăștia de la țară. Florile astea erau unele dintre preferatele flori ale tatălui meu. Și uite cum arată și sunt de la țară dusă. Vezi că la sfârșit cameramenule cu astea termini. Uite așa, vezi? Uite cum mă vezi pe mine și ia. Wow, beautiful! Ăsta e un trandafir care de foarte multe ori probabil că voi îl vedeți în picturile marilor pictori și ai zis, mă, dar sunt superbe, sunt extraordinare. Uite aici ce înseamnă, probabil că sus în cer și probabil va fi mult mai frumos, dar Domnul Iisus a zis un strop din frumusețe o să vă dau aici jos pe pământ, știi de ce? Uite! Știi de ce? Îți dă Dumnezeu toate astea. Ca să înțelegi cât e de frumos sus în veșnicie. Un strop din rai. O lăsat aici printre florile și tot ce ne înconjoară, spunând că într-o zi așa vei trăi printre ele. Ce minunat Dumnezeu avem. Uite aici ce frumos e. Să nu uităm la studioul meu pe domnul Blidar, mă urmăriți, este extraordinar, hai să-l susținem, să-l promovăm, este minunat. Toate astea sunt făcute de soția lui dragă, uite aici, mi le-a dat mie. Am știut să le desfac într-o zi să le mâncăm, o să zici, da?
Și vreau să vă spun că el are Studio TV, Vasile Blidar, îl găsiți pe YouTube. Îi dați un abonament și el se bucură enorm de mult pentru că face foarte multe lucruri frumoase pe unde merge, filmează. Și bineînțeles că dacă mergeți la Marin, niciodată să nu ezitați să întrebați fetele de acolo, să vă dea să gustați. Tot felul, că de foarte multe ori poate nu știți cum e salamul lui sau poate nu știți cum este cardaboșul și spui la fetele alea, n-a și mie să gust, niciodată nu te refuză. Ele întotdeauna le-am văzut că și femeile care vin, eram odată acolo, nu știu, v-am povestit sau nu, era una care luase medicamente și avea diabet. Și a zis, vai că am luat medicamentele și diabet. Și doamna de acolo imediat le-a tăiat, i-a făcut un sandwich și i-a dat. Asta înseamnă să fii plin de dragoste și să nu fii zgârcit. Și Marin chiar nu-i zgârcit. Și de fiecare dată mă gândesc că Dumnezeu scoate în cale noastră oameni minunați. Și el este unul dintre oamenii minunați. Și eu vorbesc de personalul lui care, chiar dacă câteodată vă mai supărați când mergeți acolo, nu suntem nimeni perfecți. M-au și ele câte o zi. Dar de obicei sunt drăguțe, sunt amabile. Încearcă din răsputeri și trebuie să încercăm și noi să nu le provocăm. Bun, acum aici este, așa e cameramenule. Mai ai văzut? Că și cameramenul meu, da? Când vine, no. Mai greșește. Uite ce fain e. Wow! Uite. Wow, e beautiful. Așa. Uite aici. Da. Sper să o pun ca lumea și bine. Că știi ce este? Dacă fluieră, e bine. Bun. Să bem un pic de cafă, cameramenul s-a dus până sus. Noi filmăm la camera de comerț. Trebuie să-i mulțumim și la domnul Seculici că ne susține. Și trebuie să mulțumim și la TV Arad, că dacă n-ar fi fost TV Aradul, eu nu puteam să nici să scriu cartea, nici să fiu. Și cameramenii care mă susțin. Eu mă mis drag de ei, pentru că ei nu se văd, știi? Dar ei există. Și pentru că există, de fiecare dată vreau să le mulțumesc și de fiecare dată vreau să fiu și corectă și ei să guste prima dată de mâncare, că sunt cei mai importanți până la urmă aici. Ia câte mai am. Nu sunt multe, dar imediat le facem. Așa. Haide că o să mut ăsta de aici. Aici este un praf de copt. Da? Îl pun în lapte. Și aici am tava lângă mine. La placinta asta chiar nu-mi place să o ung și nu o, știi? Și după aia aveți să vedeți că trebuie să termin asta prima dată. Și acum aici 5 ouă, 10 linguri de zahăr, lilicome, așa. Uite aici, 10. Simplu-i. Am făcut-o, dar mie îmi place și dacă ați făcut-o și zici, vai, dar nu e asta, și o știi. Nu-i nimică, dragă. Dacă o știi, chiar mă bucur. Da, uite, îmi place praful de laptele, adică să-l bag în lapte. 10 ulei, da? Tăti cu 10, nota 10. Când luam la școală. Așa. 10 făină cu vârf. Așa am pus eu. Acum nu știu dacă o să văd cum e, pentru că eu cam știu și cum e. Așa. Bun. Uite aici. Vedem imediat. Cât e și cum e. Punem căpșunile în ea și gata. 10, 10, 10. Așa. Eu am pus 6 ouă, știi? Și acum, dacă am pus 6 ouă, probabil că se ține cont și la ouăle alea trebuie să mai pun un pic de făină. Ca să fiu sigură că e ok, că mi se pare că e prea moale. După mine, care așa cât de cât mai cunosc și eu un picuț,
Nu mult, dar mai cunosc ceva. Așa și un strop de sare. Da, ia ca așa. Uite aici. Bun. Asta e grozava. Bun, gata. Aici am untul, și o și pudrez un picuț. O să zici, dar poate că nu se prinde care mult ulei, s-ar putea. Dar nici nu mă risc, da? Că atunci când e gata, nu-mi place să dau cu ea și să mai întâmplă și la mine, că nu sunt perfectă, stați liniștiți. Dar, uite așa, frumos, da, uite, o să facem să fie bine. O să zici, ai pus prea mult. Da, păi da. Excesul de zel și de... Să ia afară. Punem la mâncare. Uite, pun așa și îl pun pe ăsta. Păi da. Și când facem alea și le punem deasupra, faină, cu un sos grozav. Am vrut să le fac pentru că te spunem bio. No, acum dacă le-am și primit de la omul ăla care le dusese la noi și dacă a fost și s-a obosit pentru ele, zic, hai să le fac. Am o fiecare, dacă vreau o dată la nu știu cât timp, le iei și le cumperi. Bun, uite așa. Și o să pudrăm un picuț cu făină. Da. Uite așa. Ok. Aia. O să zici, a, pe gestionul, lasă, că n-ai tu acolo. Atâta nici nu. Nu e o rețetă care... E o rețetă bună, da. Nu e ceva care să vă faceți probleme. Uite aici. Așa. Am vrut să fac, pentru că e cu căpșuni, îmi place să fac de sezon. Da? Pentru că mi se pare normal. Așa. Nu, lasă. Că așa face așa maică mea. De fiecare, da. Da, asta e. Uite aici cât a fost, da? Ei, lasă. Că nu suntem așa. Băi, ce e interesant că numai oameni suntem toți. Băi, dacă ar fi făcută Dumnezeu pe alții altfel decât oameni, aș fi zis să mă, da, să dăm mare. Pentru că vorba aia... El e altcineva, dar el nu e nimic, pentru că ce interesant și că nu cunoaște omul și nu vede că atunci când pleacă de aici, Doamne, toți suntem egali. E ceva ce îți spun, stai să te crucești câteodată când vezi mândria oamenilor și el săracul, de fapt, va pleca ca oricare, da? Dintre noi. Dar? Dacă nu o să te vezi cum ești și mândria ta o să pună stăpânire pe tine, o să sfârșești trist, că pentru ăștia care se dau grozav și mari, e mai tristă viața, pentru că atunci când pleacă de aici, din lumea asta, din mândria aia lor, că și-i au fost ei, vai, am văzut atâția oameni care... Și când îți bolnav, eu am fost ăla, cine ai fost? Că el săracul, te uiți la el și nu mai are nici suflare, îi plângi de milă. Și el încă să mai ține că cine e el. Wow. Wow. Dă-și Domnul că smerește-te tare sub mâna lui Dumnezeu și la vremea potrivită el te va înălța, știe el când și unde. Nu tu, tu, eu, cine eu. Eu și-am făcut. Uite cât am lucrat. Păi cât mai aud și treaba asta la voi. Mai uite ce am făcut eu în viața mea. Eu n-am fost oricine. Eu am făcut. Dar cine mai fost tu, mă? Că dacă stai să te gândești, nu e nimic din ceea ce ai fost tu pe lumea asta cu tine. Ce minunat Dumnezeu avem. Wow, beautiful. Nu-i nimic ca Domnul. Domnul vine și spune, stai liniștit. Când pleci, nu iei nimica din ce ai făcut. Vai, și așa de greu să despart sărașii de lucrurile astea pământești. Îți dai seama, suferi rău. Nu e ușor să pleci, să lași atâta avere după tine. Ce zici? Că unde îi
Îi, sufletul vostru acolo e și comoara voastră. Adică noi ne legăm sufletul de lucrurile pământești. Și trist, trist, trist. Uite aici ce frumoasă e. Sper să fie destule. Când crește să intre înăuntru, știi? Dacă nu mai punem deasupra pe ea. Și ziceți. Plac cu multe fructe. Păi da, ți se pare normal să-ți placă că-i primăvară. Ia, ce fain e. Dăm asta mai încet. Și gata la cuptor. Să văd pe tine ce faci, nenunia. Dacă fluiera. Că nu fluiera, săranca. O facem să fluiere. Bun. Acum punem asta la loc. Ok, și acum ne ocupăm de ciorba de salată. Ciorba de salată, bineînțeles că e salata. Bine, acum așa dacă e un picuț mai, vezi tu, aici ai un usturoi. Dacă vezi că nu e așa chiar și mai potolită, n-are nimic la salată, la ciorba de salată chiar n-are. Ceapă verde. Așa. Asta o lăs aici că mă trebuie. Bacon, nu? Bacon. Super bacon. Super. Nu știu dacă e bacon sau prosciută. Nu, cred că e bacon, că așa scrie. Bacon, dar e de la altă firmă, știi? Prima dată punem bacon, nu, ca să fie crispy. Uite aici. Da. Ceapa. Imediat. Da. Salată la greu. Punem în ea. Și bineînțeles că o să pun și niște ouă, pentru că avem de unde și îmi place cu omletă faină. Și îmi place să storc o lămâie la ea, iar dacă îți place mai mult și mie chiar îmi place, dar uite am uitat să iau, îmi place să o termin cu borș. E grozavă cu borș, e extraordinară, da? Așa, uite aici. Și o punem la făcut. O să zic că sora mea Eleana că Marcela la plăcintă nu te uiți. Ba da, nana, și merge grozavă, așa cum o crescut faină și ai unsuroasă și bună și faină și superbă. Superbă. Aici am niște usturoi tot de la noi de la țară, dar am să-l folosesc, uite aici așa, frumos, pentru salată, vedeți? Cam și salată acolo. Cu un dressing faină, e primăvară, îți ciuperci, o prăjitură cu căpșuni. Băi, hai, decât să spui, Doamne, îți mulțumesc. Și aveți grijă, că dacă sunteți sănătoși și aveți de toate, e minunat. Sunt alții care sunt în spitale bolnavi și care totuși stau liniștiți lângă Domnul și așteaptă un ajutor de la El și cred în El și Dumnezeu face minuni și astăzi. Și rugați-vă unii pentru alții, că de aia sunteți creștini. Îndrăzniți să mergeți direct la Dumnezeu. El nu obosește niciodată de noi. Super. Un pic de ulei trebuie, că n-am încet să-l... Nu-i chiar așa. Băi, dar nu fluieră mea. Acum, sper. De ce faine, wow, super, așa, știi ce faceți cu el? Îl luați, ăsta e de făină, dar n-are nimic, că nu e făină în el, așa, îl scoateți afară. Pentru că îl punem la sfârșit, știți? Doamne, dacă nu puteai să mergi direct aici, trebuie și o să spui da, cu lingura de lemn și tu. Uh-huh. Da, cu lingura de lemn. Asta era un bec rătăcit. Un bec rătăcit. Așa. Și aici am niște carne de vită. Care o pun. Pentru că de data asta nu e vegetariană, e cu carne multă.
salata mea, ciorba de salată, deja uite, îmi lasă gura apă, ce ciorbă bună am să fac. Nu știu dacă mai trebuie să-i mai pun și ouă, habar n-am. O să văd la sfârșit, să nu fie prea mult și prea bogată. Auzi-o că fluieră? Na, dacă fluier, ești pe bune. Răginta mea! Ce bine că am făcut-o! Îmi vine să mai fac una. Wow! Aici am niște felii de pâine. Uite, asta îmi pun. Am zis că foile de dafin de la prietena mea din Spania. Nela, săraca, sora mea, care cu atâta dragă îmi trimite atâtea lucruri și am spus, Nela, nu mai îmi trimite, că și noi avem aici. Lasă sora mea dragă ca să ai. Oh, un copil minunat al lui Dumnezeu. De fiecare dată mă iesc Dumnezeu să răsplătească. Și pe fiecare care vine în contact cu mine, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Așa cum de fiecare dată zic și de Marin. Dar Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Marin, pentru că e darnic. Și pentru că de aia, din cauza că e darnic, de aia îl iubesc și de aia îmi place și produsele lui care sunt extraordinare, dar în același timp trebuie să te gândești că omul ăsta face un lucru extraordinar pentru foarte mulți oameni. Ok? Hai că până să fac astea, o să desfac și minunăția de burata. Wow! O iubesc, o iubesc, o iubesc, o iubesc, o iubesc. Asta o iubesc, de fiecare dată o iubesc. Da? Ia. Uh-huh. Așa? Wow, ce faine! Wow! Bă, ce faine! E extraordinară! Și lângă o burata faină, când vrei să faci, tai și câte un picuț de mega salam, că vrei să pui la cineva să mănânce și nu poate mânca numai de la Marina noastră. Nu poate mânca numai, ăsta e condimentat, ăsta e puțin iute, da? Picant se numește, picant. Extraordinar. Îmi place, mănânc, să-și vede. Uitați aici, minunăție, că de acasă l-am dus, dar merită. Nu mai tai asta, că n-are rost să o distrug, o pun, uite așa, uleiul de măsline deasupra pe ea. De data asta am să pun un picuț de usturoi verde pe lângă, o să zici de ce, păi așa. Unde că așa îmi place mie, așa, și de ce crezi? Haide, mami, gata. Frumusețe de ciorbă am să fac astăzi, așa. Ui, ce bine, ce faină e crescută plăcinta mea încă acolo, extraordinară. Și, bineînțeles, ia, cum o fac, wow. Le-am luat de pe terasă azi dimineață proaspete, Doamne Iisusă. Ia. Cameramenule cu camera direct aici. Știi unde? Direct aici. Așa, și ca să-ți dai seama să vezi ce se întâmplă, ce îi. Astea, știi că eu am ceapă pe terasă. Și anul ăsta mă n-or înflorit așa multe. Or înflorit două albastre. Mă, ceapă. Poți să le mănânci. Și atunci eu vin cu asta și-o presar florile astea albastre deasupra pe burata. Ele se mănâncă, logic că se mănâncă. Logic. Le pui pe terasă și să ieși. Numai trebuie să le pui toamna. Anul ăsta nu știu cum din ore și numai albastră. Anul trecut am avut și roz și toate culorile.
Și, bineînțeles că asta e altă ceapă, da? Ceaiul meu, da? Care și ăsta îl pun, o să zici, vai, dar ce ai făcut acolo? Nu, pe dar cum auzi, Ana, că... cum să nu fac dacă iubesc astea, le iubesc? Cum să nu fac? Uite aici. Te-am auzit. Ai auzit? Tuc, 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 la urechea mea. Și acum, un pic de sare. Un pic de piper. Dar de ce? Nu m-am pus în aia. Și acum am niște piper mozaic. Și astăzi am treabă cu mozaic. Da? Așa. Îmi place așa. Ok. Aleluia! Ce încântată sunt astăzi de gătitul meu. La 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 ra 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 ra. Beautiful, beautiful day. Ha ha. Și o să zici, mai pui? Da, mai pun, da, că doar de aia le-am pus pe terasă, nu? Tu ce zici? Nu? Și mai pun una aici, mol. Și suntem gata. Voilà! Super tare! Așa. O luați jos ca să nu o ardeți. Veniți cu baconul. Ah, la sfârșit. Hai să-l punem la sfârșit. Asta e salata spălată de la țară, opa, de la mine din seară, vii cu ceapa, am uitat, I'm sorry, cred că de exciting ce sunt, de fericită că e grozavă, da? Măi, în bucătăria ta, tu ești regina, asta știți, dar în bucătăria ta trebuie să ai... imaginația. Imaginația face totul. La mâncare. De când, cum credeți că ăștia care scot rețete noi? Pun și asta, și asta, și asta, și uite așa. Îți scot rețete faine, te bucuri de ele, n-arunci nimica, da? N-arunci nimic. Din frigider, să zicem noi, da? Uite așa. Îmi place să călesc puțin salata, da? Îmi place. Oh, ce frumos merge. Minunăție. Acum, bineînțeles că de aia am și făcut ciorba de salată. Pentru că am avut salata asta în frigider și bineînțeles că o zdrobă nu las din ea, o zdrobă, da? O zdrobă, mamă. Da, am dus-o din, de la noi, de la, din seră și e extraordinar, așa o salată faină, proaspătă. Am făcut și acolo să fac o salată, uite așa, dar nici pe asta nu las. Salata e grozavă, ciorba, poa, cu lămâie, cu... M-ar place, dar uite că acum am uitat să iau, v-am zis, am uitat să iau din ăsta, cum folosesc moldovenii, noștri. Care te v-am povestit de o custra mea de la Moldova, face niște ciorbe. Dorina, Piatra Neamț, hei, am și scris în carte despre Dorinuța noastră. E grozav, are timp, îi place. Nu numai că are timp, îi place să facă ciorbe și să vă spun și ceva. Și știm și noi, în Ardeal, Doamne, nu-i se pune problema. Știți ce este? Ia, uitați, v-am spus, aveți grijă, când aveți acasă, să puneți în îl spălați și îl puneți în șervețel. 2 săptămâni vă stă în frigider, așa proaspăt. I-am eu numai de 4 zile, da? Și la 4 zile, deci că acum l-am cules, nu? Uite așa frumos. Și asta îl pun. De ăștia nu-mi place să-l pun mai devreme. Un pic care mai bătrân așa, care mai... Nu-i bătrân, că nu se zice bătrân, se zice matur. Așa. Mai
groasă frunzele ca să dea gustul faină din ea, din salată. Grozavă e, grozavă e sălătuța mea. Mai pot să iau o mână din ea de aici, pentru că astăzi facem ciorba de salată și salată, uite, am făcut faină cu burata noastră, cu salam, cu ce ne place nouă, cu ce vrem noi. Așa facem și aici am tarhon. Eu iubesc tarhon, îmi place și sosurile de tarhon și aici am un picuț de cimbrușon de pe terasă, de la mine. Place și gustul de... Uite așa. Bun? Și venim cu apa fierbinte. Poate că mai trebuie. Dar asta vedem mai târziu. Și o linguriță de paprika afumată. Schimbe gustul, dar pot să-l pun separat la ouă. Le pun la ouă că nu mai... Și acum, bineînțeles că asta la sfârșit punem mărarul. Da. Usturoiul aici. Da. Usturoiul ăla verde, da? L-am pus ca să fac un pic de dressing, uite așa, cu mărar și de toate. Gata, îl punem aici deoparte. Ca să ne ocupăm de alte lucruri. Și de ce alte lucruri? O să mă ocup imediat, hai să vezi de ce. Mă, totuși trebuie să fac la ciorba asta, așa o știu, ciorba de salată. Țin minte că și aveam în America când stăteam pe familia Tăbăcaru, Mioara și Bebe. Ea era bucureșteancă, făcea ciorbe bune. De fiecare dată făcea ciorbe, făcea ciorbă de salată. Și mâncau rece din frigider. Bravo lor! Și uite că trăiesc, domnul îi ține și în viață, au 90 de ani aproape, 87, ea 84, dar e mare lucru să trăiești, să fie la casa lor fericit și cu domnul. Și ei făceau ciorbele astea și le mâncau reci. Bine, nu puneau carne ca și mine, dar puneau bacon și atunci era ok. Punem un picuț de mărar la ea, uite așa, întotdeauna. La omletă e foarte bine dacă puneți mărar, să știți. Și un picuț de cimbrușor, da? Schimbă gustul, nu poți mânca ouăle tot așa cum ai mâncat acum 20 de ani. Că te duci la cineva și zici, mamă, dar mă, odată omletă, atâta de bună, mă. Dar nu-ți spune nimeni, bă, vezi că a pus cimbrușor în ea. La mine pe terasă a făcut cimbrușorul ăsta, anul ăsta, minunăție. Pune în șut un picuț în ăsta și ce îmi place să fac, asta este extraordinar de făcut și să vă spun ceva. Poate v-am mai spus. Să faci, cum îi zice, omleta din 3 ouă fără 2 ouă. Pui lăptic în ea, da? Așa, l-am avut deja acasă. Și ce crezi că mai pui la ea? O să zici, vai de cap, o lingură de făină. De ce? Mă lasă că nu dă din onor o fost ouăle așa cum credeți voi. Pătece gardurile. Și dacă am trăit la țară, o fost iarna, nu ouă când era frig. Numai când era primăvara și iarna ce mâncai? Uite așa ne făcea că ce un ratătoi cât e mai măroi. Din 3 ouă fără 2 ouă, zicea maică. Așa zicea la noi la țară, la secas. Ce ai mâncat? Un ratătoi cât e mai măroi. Din cât? Din 3 ouă fără 2 ouă. Ce înseamnă asta? Dintr-un nou. Da? Aleluia. Și ia că te ne și suntem slavă Domnului. Sănătoși, cu mincea sănătoasă. Iubând pe Domnul, după copilul tău la biserică când ești, să știi, contează enorm de mult să aibă activitate, să cunoască pe Domnul de când e tânăr. Vai, cum cântam cu taică-meu cu acordeonul, mergeam cu el după Bureț, îmi aduc aminte că am fost după Ciuperci, Bureț zicea la noi. Și când m-am dus că el a avut niște ronis din alea așa roșii care sunt și când ne-am uitat așa că ele se făceau un picuț ieșit afară din pădure sub o așa pajiște frumoasă. Și taică mea o să făcut că se uite în altă parte ca să mă lase pe mine să mă duc să le culeg. Și am zis, mai tati, uite câte sunt!
Erau roșu tot absolut. În ce le ducem? Bineînțeles că taică-meu care umbla mult în pădure și știa, imediat și-o dat o haină, avea o haină și o legat mâneca de la haină, de la amândouă hainele cu o nuiauă, de o saltcă sau ce a găsit el ceva, un șneapăr, nu știu, nu șneapăr, altceva, și au făcut două din alea și le-am băgat acolo pe mâneci și am nic cu ele acasă. Atât am fost de fericită. Mai să știi că la copii nu le trebuie mult ca să-i faci fericit. Doar să fii acolo lângă ei. Uite, un lucru din ăsta care, nu zic că te vei duce să culegi acum ciuperci cu fiica ta sau cu fiul tău, dar poți face alte activități care să-i facă să se simtă bine. Uite aici. Ei le faci un rătutoi dimineața din 3 ouă fără 2 ouă. Știi ce? Știți ce mult contează să gătești dimineața pentru copilul tău, să-l faci pe copilul tău să se simtă bine? Vai, mă duc aminte, taică mi-a scolat dimineața și el ne făcea dimineața mâncarea. Ce ne făcea? Pâine prăjită, frecată cu usturoi, am făcut odată la emisiune, și ceai cu rom. Oi, ce bine mâncam! Ce venea după noi până la pod, ziceam noi, că aveam un pod, cum treceam o vale și acum avem. Și stătea până acolo și se uita și ne saluta și spunea, tati vă pupă! Extraordinar! Când încep ziua cu un părinte care știi că e lângă tine, poți să-i cumperi mașina și câte vrei, dacă nu ești acolo lângă el când trebuie, știi ce zice copilul? Da, maică-mea n-avea timp, taică-mea nu era lângă mine, bunică-mea m-a crescut. Și uite așa, sunt o grămadă de treburi care sunt și care afectează copilul. Îl afectează, indiferent care ce m-ați spune. Nu-mi spuneți că am fost copil și eu, dar eu am avut un tată minunat, părinți minunat. Mă gândesc că să nu-ți faci probleme, că zici, vorbești mult de taică tu și așa. Da, vorbesc mult de taică meu, că taică meu avea. Și probabil că bărbații, în general, cred că au sunt mai temperat în viață și au mai multă răbdare. Femeile au mult mai multe, mamele au mult mai multe activități decât un bărbat. Spală, face mâncare, se duce, mere la cumpărături. Acum și bărbații au început, ăștia tineri, să mai ajute. Dar în general, mamele umblă foarte mult și se străduiesc să fie totul gata și să fie făcut. Și mama mea a avut rolul ei în casă. Adică ea a fost un picuț așa, cu niște frâne pentru noi, că am fost 3-4 fete, dar au fost bine și frânele ei. Acum, uitându-mă în urma pașilor mei, a tineresii mele, mă gândesc că mama mea a avut rolul ei în viața mea. Când a zis, nu te duci acolo, că nu-i de tine. Nu mergi acolo pentru că nu este creștinește. Și acum, uitându-mă, mă gândesc că nu s-ar fi întâmplat, n-ar fi fost să diferit astăzi, dacă m-aș duce și aș fi stat, eu știu, undeva nopțile la onomastice și așa. Adică, e bine să îi spui copilului tău că dacă chiar îi pui frână vreodată, eu pui din cauza că îl iubești. Știi? Dar mai că mai nu se străduie prea mult să ne spună. Spunea nu și gata. Care era problema? E părinte, tu trebuie să te impui. Nu copilul să se impună ție. Și eu mai am pe nepoată mea care mai bragoslovește, mai dă din gură, mai, da. O iertăm. Are mamă și tată care știu pune frânele. Așa trebuie, da, da. O face o omletă faină. Îmi vine să o mănânc pe pâine, ia, mai ales că e și pâine așa. Să vedem ce se întâmplă cu plăcinta noastră. O să zici, vai, dar atâta. Băi, stai un pic, că e o plăcinta, măi. Mai... Nu știu dacă mai trebuie un picuț, sau nu mai trebuie. E desprinsă pe margini, da? Ia, dacă vrei, poți să pui în ea, o mai las un pic, să fiu sigură că e coaptă, știi? Dar arată grozavă. Ok. Bun. Ciorba noastră e în spate. Burata e pe masă. Ia, ia. Doamne, cât ești tu de bun cu noi. Doamne, și în veci și că ține îndurarea Domnului față de noi. În veci vecilor. Wow. Ia, ia,
Ia, aha. Dale. Și aici, lângă, da? Pentru ca paprika afumată să aibă gustul ei extraordinar de faină, și ce faci? Pui un strop de ulei, vii cu o lingură, așa, și o lași să se facă, da? Uite așa, pentru ca să iasă gustul din ea. Altfel, am pus-o eu, ai zis, ai pus-o, păi am pus-o, dar după aia m-am dat seama că nu o să miroase a paprika afumată, da? Dacă nu, m-a plăcut foarte mult când m-am dus odată la ziua Budapestei și când m-am dus cu sora mea, cu Luci, avea cartofi, am să fac și eu cartofi cu ceapă și paprika aruncată pe ăsta ea. Data viitoare când filmăm, cameramenul să mă aduce aminte. Uite aici. Da? Ia. Uite aici. Auză. Ia. Mamă. Ești grozavă. Ești orbă grozavă. Și, bineînțeles că, o să zici, dar ce să mai faci acolo? E, ce mai faci? Am aici astea, să trebuie să le fac niște crutone din ele. Și crutonele, acum m-am gândit, măi, dacă totuși asta e așa un picuț, da? Ia, crutoane cu paprika afumată. Ați mâncat? Nu. Dar mâncat acum, că uite, m-a venit mie o idee. Ia, aha, uite așa. Așa sunt crutoanele care le mâncăm la... Ia, uite aici. Asta e o bucată ruptă de mine, că m-am făcut foame. Gata. Și la ciorbă, bineînțeles, mărarul, leușteanul, tarhonul. Ia, ce vrem noi? Un pic de tarhon. Măi, mâncările, v-am mai spus, e ca viața când o sfârșești cu Domnul. Contează cum sfârșește alergarea. Așa e și la minunea asta de mâncare. Contează enorm de mult cum sfârșești, cum sfârșești tu cu mâncarea? Care-i rolul tău de mâncare? Ce gusturi îi dai la mâncarea care îi? Cum o termini? Ia, am și terminat-o, am și lăsat-o jos. Așa. Asta cred că îi... Să ne uităm. Cred că avem 40 de minute, prietene. Auzi cum întreb pe cameramenul. Zic cameramenul. Ai văzut dacă camera e menă? Zic că este. Hai, cameramenule, că suntem gata. Scoatem ciorba. Bunătate de ciorbă. Dar, știți voi foarte bine că fără cucului un pic de dulceață, de minunăție de ciorbă. Vai, ce bună ai! Vai, ce bună ai! Ia, asta lăsăm să se prăjească un pic, iată s-o prăjit. Da? Nu te-ai prăjit, numai într-un loc, deșteaptă Sonia. Și iau acum jos să se ardă un picuț. Nu să se ardă, nu trebuie să se ardă. Dar o să luăm jos ciorba noastră, opresc minunăția de asta de vită, luăm astea jos pe o farfurie, ok, scot ciorba, da, ia că te-le s-au făcut super, ia, excelente. O să șterg asta cu un șervețel. O să zic, dar ce mai faci? O, Doamne, dar pe acum cameramenele mai așteaptă-mă un minut. Asta e aici. Uite ce facem. Hai să vă arăt. Ulei de măsline pun de data asta.
Și am să zic și de ce. Pentru că la minunățiile care le fac, uite aici, așa, care sunt aici, și untul care îl pun, asta e ceapă de apă. Am luat-o, vai, ce o minunăție de ceapă. Am mâncat ieri una și astăzi alaltă ieri alta. Eu care nu mănânc ceapă, dar asta a fost extraordinară. Ok, uite așa. O lăsăm să se călească un minut, două, până schimb un picuț gustul. Și suntem gata, camera mea, nu ce agita. Nu te agita copilul. Ia că te la cum să uite și zici. Păi de când te spui că-s gata? Păi de acum nu putem lăsa aștia așa, da? Ne făcut ce? Numai două am de tăiat, că restul sunt mici. Sper. Doamne. Așa e o din asta. Da, pe o pun și pe asta acolo. Da. Bun. Ia. Minunăția. Minunăția. De ce faină e. Bun. Gata. Wow. Gata. Ia cum arată ciorba. Ia cum arată ciorba de salată. Da, cam așa trebuie să arate ciorba de salată. Da, cât e de gustos. Wow. Wow, wow. O să zici, nu pui. Mai, eu nu pun la ea smântână. Dar dacă vrea cineva să-și pună smântână, hei, e foarte bine să-și pună smântână. Eu nu pun smântână aia de data asta. Am făcut-o și cu smântână altă dată. Ia. Aha. Uite aici. Așa. Ia cameramenului, știi? Și atunci e bine să o punem aici. Uite aici. Da? Cum arată. Uai, ce fain e aluatul. Merită să o faceți. Merită, că să merită. Ia, uite aici. Wow. Wow, ce fain ai. Doamne, 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 doamne. Doamne, doamne, doamne. Hai că punem aici să mea. Uite cum arată. Stai să gustăm, să vedem. Două foi de dafin. Așa, ia. Uite aici. Da? Wow! Wow! Ce pot să zic că wow? Uite-le aici, le lăsăm 5-10 minute, da? Uite aici, ce frumuseți! Wow, wow, wow. După aia m-a venit o idee. Mă, dar ce poate să fie la burata mai bun decât căpșunile? Doamne, dar cum m-a scăpat treaba asta? Și asta e să tăiem asta aici, că avem căpșuni, slavă Domnului. Uite aici, ia, uite, 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 uite cum arată. Acum cameramenul este să mă fotografez în secunda asta. Bun. Da? Uite așa, servești. Da? Ca să-ți spună minunea ta și aici, bineînțeles, că salata, care și o să faci, că nimic, am tăiat niște usturoi, am niște, în piață este o doamnă vis-a-vis de panseluța mea, care are tot ce minunățiile și are tot ce vrei, și acolo este o doamnă vis-a-vis de ea, care are un ardei atâta de proaspăt, pocnește în gură. Și miroase atâta de fain, nu știu dacă e de la ea, nici nu mă interesează. Mă interesează că e grozav de faină și îl iubesc, da? Și asta contează extraordinar de mult. Și mărarul care e de la noi, de la țară, să pui peste. Uite așa, da? Îl pui. Lămâia o storci și o pui. Uite așa, aici. Bun. Uleiul de măsline. Nici nu știu, cameramenul ce uita și-l pusă. Să uite cameramenul. Ha? Ai zis ceva? Un pic de sare. Sunt oameni care îmi dau cu drag și doamna asta care a fost cu ardeiul m-a dat-o. Mi-a spus, doamnă,
Dar lăsați-mă. Nu, doamna Marcela, nu, doamna, mai frumos. Bun. Uite așa. Bun. Îmi plac salatele astea cu castraveți, din cauza că am și trăit la țară cu castraveți. E logic să... să-ți placă, uite ce miros fain are. Și lângă o friptură bună, indiferent ce am vrea noi să zicem, o salată bună merge tot timpul. Uite aici. Cu drag, cu drag. O salată cu drag. Ia. O mestești bine, că așa se mesteca la noi la țară. Mama mea facea salatele când eram copii și după aia am învățat noi să facem. Pentru că e logic să spui copilul să-ți facă. Îl înveți că atunci când crește mare să știe și el să facă o salată și să ceară. Și dacă e milionar să știe și să ceară acasă la el. Cum să-i facă mâncarea. Nu? Că dacă nu știe... Așa... Uite aici. Extra roșii întotdeauna sunt binevenite roșiile. Așa. Extra ulei de măsline. Așa. Și extra cimbrușor astăzi. Pentru că suntem cu cimbrușorul. Ia. Uite aici. Așa. Și, bineînțeles, nefru rămasele mele. Dar pe acum, după ce le-am și pus pe terasă, atâta și m-am și chinuit cu ele să le schimb pământul, să vă las să nu vă fac cu ceapa și să duc ceapa acasă sau să o rung la gunoi. Vedeți-vă de treabă. Că nu există așa ceva la mine. Asta e ceaiul, se numește. Îl cumperi și face tot timpul anului. Și bineînțeles, un tarhon aici nu strică, dar ăsta trebuie să-l pun. Cameramenule, că n-ai încotro cu mine. Așa, și uite așa, frumos. O salată frumoasă. Gata. Așa, uite aici cum arată. Da? Wow, ce fain ai. Uite aici. O să zic ca o ciorbă, nu că el se îngroașă și nu vreau să pun făină la el, pentru că nu vreau. Până data viitoare vă mulțumesc că mă urmăriți. Nu uitați să fiți buni. Nu uitați să dăruiți cu dragostea cu care dăruiești. Dumnezeu te răsplătește înapoi. Vă mulțumesc pentru frumoasele cuvinte. Vă mulțumesc din suflet pentru că mă susțineți. N-am cuvinte să vă spun, datorită vouă eu sunt astăzi aici și am succesul care l-am. Suficient succes am cât vrea Dumnezeu, cât Dumnezeu vrea, pentru că la El nimic nu este prea mult sau prea puțin și nu este nimic cu neputință. Și de-aia eu mă încred întotdeauna că Dumnezeu știe de noi, pentru că El știe de firele din părul capului care scad. Și pentru aceasta, fii bun, fii înțelegător, iubește pe Dumnezeu, să merită. Până data viitoare, rămâneți cu Domnul. Oriunde vă aflați în lumea aceasta, nu uita, mulțumește lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mi le-a dat nu pentru că merităm, ci pentru simplu fapt că ne iubește. La revedere!